salutare, ce mai faceți? Sper că sunteți bine. Ne revedem din nou cu un vin bun, deosebit și special. Mergem în Dealul Mare. Și recomandarea vinului de astăzi este această minunată fetească albă de la Valahorum. Poama fetei, leancă, bine cunoscute în folclorul nostru tradițional și pe un soi cultivat înaintea filoxerei la noi în țară și foarte bine cunoscut în lumea noastră a degustătorilor și a vinului. Acest soi de strugure și-a pus amprenta în ani și în timp și este din ce în ce mai apreciat pe piața noastră și nu numai. Aș vrea să-l degustăm și să știm ce avem în sticlă și să reușim să facem o asociere culinară ulterior și să facem și o mică analiză organoleptică, da? Îl avem servit la o temperatură optimă, din câte se observă, și vom încerca să-l analizăm împreună. Dacă îl aveți și dumneavoastră acasă, nu ezitați să-l deschideți și să facem împreună o mică descriere. Cum spuneam, o fetească albă, 2020 ca și an, DOC CMD, de origine controlată, cules la maturitate deplină, vinificat în sec. Haideți să vedem ce regăsim în sticlă. Și vinul. O să încercăm să punem puțin în pahar, să n-am. Arată foarte bine, o culoare destul de frumoasă. Prim nas, floral, chiar flori de câmp, foarte plăcut. Cel de-al doilea, agităm puțin paharul. Piersică. Îmi place foarte mult. Ca și culoare, un galben pai cu reflexii verzui. Da? Haideți să-l degustăm. Foarte plăcut, citric, piersică albă, fructe bine coapte, da? Nu sunt pârguite, destul de echilibrat, așezat. Ușor băubil, o aciditate destul de ridicată. Cred că îl putem asocia cu un platou de brânzeturi și mezeluri fine, cu preparate ușor picante și cred că putem merge cu o saramură de pește de crap, da? Sau o scrumbie. Foarte bine, da? S-ar asocia foarte bine ca și preparat și vin.
un vin destul de deosebit și foarte plăcut. Îmi place prezentarea, îmi place ce găsesc în sticlă, îl recomand cu încredere, așa că dacă aveți de gând să serviți o fetească albă, nu ezitați. Din spuse, eu vă mulțumesc frumos, recomandarea mea este o fetească albă astăzi. Dacă v-a plăcut, încercați să-l degustați și dumneavoastră și nu uitați butonul de like, share și subscribe. Până data viitoare, să degustăm de bine!